Ce avem noi aici? Ia să vedem. Cu legături de mure. Cu legături de mure. Vă place murea? Da, cum îi zice în engleză la mure? Blackberries. Blackberries? Da. Da? Asta îi plac mai mult decât afine. Mamă, dar e cules, nu glumă. Mama. Mama. Astea le punem în gin de seară, facem un gin tonic cu mure. Avem aici doi îndrăgostiți. Ați ajuns la mure, ați prins mure. Am prins, am mai lăsat și la alții, că nu suntem egoiști să le luăm. Și ne pare rău că n-am stat mai mult ieri la Zmeuriș. La Zmeuriș, era bună Zmeura. Uite câtă mură au strâns. Gata, poți să scoți pentru... Mulțumim. Cea mai bună mure. Așa. Nic, ce faci, Nic? Uită-te acolo câtă mure este. Aoleu, uite ursul. Da, numai uite Nic ursul. Poate să culeagă porumbele când da, toată lumea se oprește la mure. Da, Nicolo elge porumbele. Tu ce mănânci acolo? Ia arată. Porumbe, da. Porumbe. Porumbe spui tu, porumbele spunem noi. Mergem înspre retezatul mic și trecem munții Vulcan și mâine ajungem la drumul lui Băse și ne îndreptăm spre Herculane. Unde suntem? Aici. Bine, în mijlocul unui mare verde, nu? Exact, suntem aici. E un secret pe care doar Flo îl știe. Am dacă vi-l spun, trebuie să vă ucid după aceea. Uh-huh. Deci, nici măcar Google Maps nu știe. Nici Google Maps nu știe unde e. Deci de aceea nu aveți voie să știți, pentru că secretul lui Flo. Da? Da, survival, frumos drum oricum. Survival 4x4, eu știu că o să le placă la oameni drumul. Transmeridional, suntem în penultima zi din Transmeridional și mâine ajungem la Orșova, încheiem, iar poi mine pornim fiecare spre casă și, ce să zic, urmează tura din Nordica, Africa, Himalaya și celelalte expediții pe care le-am, Araratul, dar cel mai frumos urmează săptămâna viitoare, școala de supraviețuire, de supraviețuire extremă de 5 zile. Vreau să vă prezint și eu copilotul meu de aproape 5 zile.
care mă suport aici. Îmi pierd bateriile. Îți pierzi bateriile? Da, mă încurc aici în cabluri. Nu știu, mi s-a dus una din baterii. Urmează să oprim și o recuperăm. Cum ți s-au părut cele 5 zile? Aproape 5. Aproape 5. Prăfuite. Prăfuite. Cu multe peisaje frumoase. Avem o țară superbă și bogată. Și sper să învățăm într-o bună zi să o apreciem și să o exploatăm așa cum trebuie, responsabil, ca să lăsăm ceva și după noi. O tură frumoasă cu de toate, și cu priveliște, și cu vreme bună, și cu drumuri mai grele, și cu trasee mai greu accesibile, și cu...